Accident cu semne de întrebare în capitală. Un șofer ar fi derapat de pe șosea, a fost aruncat peste bordură și s-a oprit într-un copac dintr-un parc din capitală. Totul s-a întâmplat în dimineața de 25 decembrie, aproape de ora 8, la intersecția străzilor Sarmize, Getusa și Butucului din sectorul Botanica. Fotografiile de la fața locului au fost expediate la adresa redacției noastre de către un martor ocular. Potrivit sursei, șoferul nu s-ar fi isprăvit cu ghidajul, iar mașina practic a zburat peste bordură și a ajuns în parc. Tot martorul de la fața locului ne-a mai povestit că atunci când a venit poliția, în mașină nu se afla nimeni. La scurt timp de vehicul s-a apropiat un tânăr care ar fi comunicat că el este șoferul care a derapat cu mașina de pe traseu. Trecătorii însă spun că la volan se afla o altă persoană în momentul impactului. Adevăratul șofer ar fi fugit, deoarece cel mai probabil era băut, iar cel care a luat vina asupra sa vrea să-și scape prietenul de pedeapsă. Această versiune urmează să fie verificată de poliție. Din fericire, în acel moment nicio persoană nu se afla în preajmă și nimeni nu a fost rănit. Agenții din cadrul secției accidente rutiere vor documenta cazul pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a-l trage pe șoferul vinovat la răspundere.